Ce face Alina Ceușan ca să se mențină în formă? Dă-ne, te rog, 3 tipsuri. Nu știu dacă pot să vă dau chiar 3, dar am această regulă care se numește 80-20, prin care încerc să țin echilibru în toate aspectele din viața mea, de la cât de mult sport fac și ce mănânc, în sensul că nu-mi refuz micile plăceri și dacă sar peste sport, nu fac o dramă din asta, dar fac sportul pentru că mă simt bine după o sesiune de sport, în acel release de endorfine. În coșul de cumpărături trebuie să fac tot așa 80% lucruri sănătoase, 20% ai, poate să meargă să mai fie și de-astea pachetate sau chestii mai nesănătoase. Cred că e vorba de pe echilibru în primul rând și foarte multă răbdare. Care sunt cele 3 lucruri care îți plac la Sense for Fit Summit? Energia oamenilor și faptul că atât de multă lume este implicată într-un proiect atât de mare. Zona de expo mi se pare minunată pentru că poți să descoperi noi branduri și zona B2B care este dedicată celor care vin cu afacerea la Sense for Fit, pentru că acolo se pot semna și contracte, pot avea loc discuții și colaborări și cred că asta e cel mai mișto. Ne vedem cu Alina Ceușan la Sense for Fit Summit pe 7-8 septembrie la Romexpo în București. See you there!